Primăria Sighet are în plan reabilitarea zonei cuprinse între străzile Tudor Vladimirescu și 9 Mai, cunoscută ca și fosta piață de cereale. Momentan, zona se află într-o continuă degradare, însă administrația locală nu poate interveni pentru că terenul aparține unor proprietari privați. Aceștia însă ar fi dispuși să vândă primăriei proprietățile, urmând ca administrația să amenajeze cei 4.000 de metri pătrați și să creeze noi locuri de parcare. În acest sens, aleșii locali au aprobat realizarea unui studiu de fezabilitate privind regenerarea urbană prin restructurarea și reabilitarea zonei. Este o zonă, un teren ce știu, aparent unor locuri, este o zonă insalubră. Teren a făcut obiectul legii 10 pe 2001, obiectul legilor de procedare. În urma judecătorești definitive am fost obligați să predăm foștilor proprietari care au făcut dovada dreptului de proprietate asupra acestor terenuri, fiind și libere de construcții. Am fost obligat să reprimem posesie și să livrăm acte de proprietate. Vorbim de o suprafață de aproximativ 4.000 de metri pătrați, pentru care s-au obținut de proprietate în baza legii 10, așa cum am spus, de către 3 proprietari. Bineînțeles, procedurile s-au finalizat mai greu, până au obținut decizie de atribuire și documentație catastrale. La această oră, toate trei terenuri sunt înscrise în partea funciară în numele celor de proprietate care au obținut titlul de proprietate. Mai avem o suprafață de teren aferentă locul care se află în proprietatea municipiului. O parte încă nu a fost finalizată procedura de societare, dar aceasta este acolo către sata Tudor Vladimirescu. Este ocupată la următoare de garaje. Suntem invitați cu acele persoane, dar mai mult ca sigur vor primi compensare în altă parte, pentru că sunt ocupate construcții, este și o casă în acea zonă. Este un teren deșifrat, chiar dacă este proprietate privată, acolo s-a creat o parcare din lipsa parcării în acea zonă și cei care lucrez în acea zonă și numai cei care au acces în oraș folosesc ca și o parcare. O parcare care e insalubră și care nu putem avea investiții acolo pentru că nu e proprietatea noastră. Desigur, și prețurile de socializare suntem acuzați că nu reabilităm acea zonă. Dar, așa cum am spus, la această oră putem vorbi de o proprietate stabilită definitiv și revocabil, iar pentru a putea discuta de achiziționarea acelui teren și eventuală investiție acolo, mă refer aici spații diverse, locuri de parcare, spații pentru copii, depinde ce cum gândim. Este o suprafață de teren generoasă. Avem nevoie de un studiu de fezabilitate, de o temă de proiectare, împreună cu colegii de la urbanism și domnul arhitect șeful Sicilia Sânciu Tehnic, am venit o temă de proiectare acolo. Iar pentru a putea merge pace pași mai departe, prima dată trebuie să venim în fața Consiliului Local și să vedem ce gândim în acea locație, dacă pe viitor va constitui proprietatea noastră, la acest moment, așa cum am spus, nu constitui proprietatea noastră, dar din discuție cu proprietarii, aceștia sunt dispuși să strângă pe așa obținut în mod legal, așa cum v-am spus. Cei care sunt proprietari actualmente, este vorba de Asociația Caritate, cea aparținând comunității evreilor, care are cea mai mare suprafață, de 2.000 de metri pătrați acolo. În caz, doi proprietari, că sunt trei în principal și mai sunt vreo doi cu parcele foarte mici de terenuri, ar fi început oarecum negocieri cu Primăria Municipiului Sighet, cu Municipiul Sighet în sine, privind achiziționarea acelui teren. Și am înțeles că ar fi solicitat între 280 de euro pe metru pătrat, ceea ce e un preț de Tour Eiffel în Paris, din alte părți că ar fi fost de 52 de euro pe metru pătrat, de 100 și ceva de euro pe metru pătrat. Nu am reușit să ne edificăm în comisie care a fost varianta finală, dacă există vreo ofertă scrisă, adică dânsii ar fi oferit spre vânzare acel teren cu un anume preț, nu am văzut la comisie un document, o hârtie.
Adică mergem pe discuții. Acum există încă o discuție. Asta e prima, legată de preț, nu mă supărați, la 50 de euro metru pătrat până la 280 de euro, aproape 300 de euro pe metru pătrat, e diferență cât de la Siget până la Salva Becleanu acolo. A doua discuție este legată de oportunitatea achiziționării acelui teren. Și acum, din punct de vedere legal, să mă întrebă domnul secretar general al Universității Sighetul Marmației să ne spună varianta legală pe care dânsul o consideră ca fiind cea corectă. Prima variantă este noi, municipiul, să achiziționăm acel teren, după care noi, municipiul, să decidem consiliul local acesta, frumos, urât, nenorocit, plăcut cum este, ce vrem să facem acolo, parcare, locuri de joacă, după cum zicea domnul primar, spații verzi, ce să decidem, sau prima dată noi trebuie să hotărâm ce dorim să facem cu acel teren, să facem acel studiu de fezabilitate și după care să achiziționăm terenul în cauză. Pentru că sunt două puncte de vedere diferite din punct de vedere juridic și n-am să zic din fericire, am să spun din păcate avem patru juriști avocați în Consiliul cu primarul în frunte și atunci părerile sunt diferite. Prima variantă legală este că noi nu avem voie să achiziționăm acel teren, cea prezentată aici, în proiectul de hotărâre de față. Nu avem voie să achiziționăm acel teren până când noi nu hotărâm care are utilitate publică. A doua opinie juridică este că prima dată achiziționăm terenul și după aceea vom hotărâ ce facem cu el. Vă rog să ne edificați, să nu greșim, să nu pățim ca și cu ALR-ul ăla de la ședință. Domnul Iubea, până una alta să ne spuneți avizul comisiei. Avizul este favorabil, dar sub sancțiunea se află totuși și părerea secretarului general, da. Care este varianta legală. Vreau să răspund eu prima dată la prima întrebare și absolut să completez domnul secretar. Legat de preț, prețul nu stabilește, se stabilește vânzătorul, ceva normal și în negociere cu cumpărătorul. Într-un mediu privat, când în mediul public, lucrurile stau la fel. Dar ceea ce am dorit să aflăm de la dumneavoastră, de la proprietar, nu mai des-o că ne-am făcut, dacă doresc, sunt de acord cu strânarea de către municipalitate și am primit acceptul din partea lor. Prețul, bineînțeles, că sunt unii care au crescut anumite prețuri acolo, dar nu este un preț care să luăm în considerare la această oră. Sau care va fi decisiv în stabilirea negocierilor. Urmează, dacă hotărâm, bineînțeles, tot acolo Consiliul Local, să se primească un raport de evaluare. De la anumit suma pe care pot evaluare se pornește negocierea. Desigur, este și varianta exproprierilor, care e de nedorit, dar în acest caz, doar dacă nu se ajunge la un comun acord privind prețul și atunci cel nemulțumit de exproprieri poate adresa instanței doar pentru a contesta prețul și pentru a obține un preț superior celui care este oferit de administrația publică locală. Dar acestea sunt pași de viitor care nu fac obiectul acestei discuții, dar ca pentru informarea dumneavoastră, cam așa stau lucrurile. Secretarul general al primăriei a venit cu explicații încercând să clarifice situația. Răspunsul vis-a-vis de ceea ce dumneavoastră ați întrebat, care sunt în papirele, îți răspunde explicit cu lege 255/2010, în articolul 4, veți găsi de realizarea acestor investiții care presupun expropriere sau achiziții. Și este legat că transferul dreptului de proprietate este ultimul lucru care se întâmplă, indiferent că investiția este de interes local, național sau scurt. Nu știu, reprezentant, în opinii de la pașii, la început se aprobă documentația tehnică, sunt de fezabilitate, proiectele tehnice, se declară așa lucrare ca fiind de interes public, se asigură finanțarea lucrării sub toate aspectele, se obțină avizele utilități de la utilități, se vede pe integral ce trebuie mutat, ce trebuie dus de acolo, și la avea la final, când ai toate aceste asigurate, asigur transferul dreptului de proprietate. Adică nu expropriez omul doar din dorința de a expropria sau nu pune un lucru doar din dorința de a avea. Asta înseamnă că odată ce tu ai făcut documentația, ai stabilit un coridor, așa se cheamă în legislație, coridor de expropriere sau un coridor de achiziție al imobilului necesar, s-ar putea ca nu tot imobilul pe care tu l-ai avut în vedere să ai nevoie de el și nu are o să spun pe exploatețe mult mai mari decât cele de care ai nevoie, sau din potrivă, s-ar putea să constați că datorită unor alte elemente de la un altul, tu să nu poți să realizezi acea investiție, nu știu, nu permite cine știe ce altă documentație și ai adiționat un bun fără rost. Acum,
Asta e vorba de etape. Primul sunt documentațiile tehnice și ulterior transferul de drepturile proprietate. Asta poate fi făcut prin două modalități. O prima modalitate și cea mai indicată este negocierea directă. Și aici discutăm de vreo două sau trei hotărâri de Consiliul Local care vor trebui, dacă se ajunge la acel moment, să fie date. Una este de a stabili acel teren, avem nevoie de el, de a constitui o comisie de negociere și de a valida un rezultat al negocierilor. Sigur, eu pot să cumpăr un imobil sau un oricare alt bun doar dacă proprietarul îl vinde. Dacă nu îl vinde, nu pot să-l cumpăr. Doar dacă proprietarul îl vinde la un preț pe care eu îl accept. Pentru că omul s-ar putea să spună, acest fix valorează un leu pentru piața liberă, dar e fixul la moștenit de la străbunicul meu și pentru mine are valoare și nu ți-e spune o sumă absurdă. Și atunci intervine o a doua procedură, cea în care autoritatea publică, indiferent din localitate, județ sau național, expropiază acel bun ca fiind de publică. Și există o procedură întreagă prevăzută în lege prin care se expropiază acel imob. În cazul expropierii, transferul drepturilor de proprietate nu este de comun acord, ci este un transfer forțat. Omul primește o sumă bazată pe un raport de evaluare făcut pe piața liberă de un evaluator autorizat, transferul drepturilor de proprietate operează, iar cel care a fost expropiat, în condițiile în care este nemulțumit de preț, se poate adresa instanței, instanța analizează raportul de evaluare, se judecă cât se judecă și după un timp dă o soluție care modifică sau nu valoarea raportului de evaluare. Respectiv, îi mai dă bani sau nu mai dă bani acelui om. Din cele văzute în țară și din durata timpului, de cele mai multe ori se ajunge la o utilare a sumei pentru piața liberă a raportului de evaluare, dacă pagați un raport și fac mâine un raport și mai fac cu mine un raport, prețurile imobiliare cresc. Deci, teoretic, dacă mai ajuns să negociez cu omul, nu ai garanția că peste 2 sau 3 ani de zile nu vei plăti o sumă tot din bugetul local. Deci tot bugetul local plătește. Sigur, tot bugetul local plătește diferența, adică cel care a expropiat. Și după ce a terminat procesul peste un anumit timp, vei plăti suma cât o obligat instanța să despăgubești la justa valoare la acel moment pe cel care a fost expropiat. Plus dobândă. Nu sunt cheltuieli de judecată, că nu sunt dobândă. Suma e pusă în cazul expropierii, suma se pune la dispoziția celui expropiat, într-un fond la dispoziția lui, dacă omul acceptă bine, dacă nu se judecă. Dar pe linii mari, cam acestea ar fi etapele în cazul unui proiect de investiție, acolo unde tu nu ai teren pe care vrei să faci investiția, dar te-ai hotărât totul să faci acolo o investiție. Documentații tehnice și dacă la final toate concluziile sunt favorabile, achiziționezi sau expropiezi terenul. Pe de altă parte, unii aleși se întreabă dacă s-ar fi potrivit mai întâi un studiu de oportunitate. Întrebarea mea este de ce nu facem în prima fază un studiu de oportunitate care să fie realizat de către departamentul tehnic și să avem, de exemplu, chiar comisia de negocieri aprobată din Consiliul Local. Da, dar facem în prima fază studiu de oportunitate. Aici vin și vă dau eu răspunsul și cel puțin de punctul nu este bine. De ce? Unul, în domeniul construcțiilor, studiul de oportunitate se cheamă studiu de fezabilitate. Ăla indică tot ceea ce cu oportunitate nu avem, este reglementat undeva înainte cu de fezabilitate, studiul de pre-fezabilitate, care analizează din punct de vedere a studiului. Se poate face și un studiu de pre-fezabilitate. Este e o oportunitate acolo. Dar se cheltuie în banii de 2000. Nu, e aproape același lucru, dar se fac doar, se face conform a hotărârii de guvern 594 aia cu studiile, se face doar la investițiile autostrăzi, la investiții în rețele, și se fac investițiile directe la studiul de fezabilitate. Asta este unul. Comisia nu cred că e prematur să facem o comisie, în condițiile în care poate ajunge studiul de fezabilitate în domeniu la concluzia că acolo nu să fie, nu se încadrează, nu știu, dimensiuni. Se face un studiu de fezabilitate și a rămas cu un document care îți arată că nu poți. Ideea ta genială la început, de fapt, nu poate fi pus în aplicare. Ideea de la care trebuie să punem cu toți este că, într-adevăr, este necesar să facem ceva în acea zonă. De aici, cred că toată lumea este de acord că trebuie să rezolvăm acea zonă în așa fel încât să nu mai arate cum arată. Ce ne purcă în această poveste? Da, sunt, într-adevăr, trei numere topografice cu suprafață generoasă, peste 3.000 de metri pătrați, care aparțin unor persoane fizice.
Acum, sigur că ambele puncte de vedere pot fi luate în calcul, inclusiv ideea avansată de către colega noastră, de ce nu s-a gândit, eu știu, un studiu inițial, adică a se vedea ce ar fi oportun să se face în acea zonă și putea fi pus, cum fac și foarte multe municipii, în dezbatere publică, putea fi gândit, am văzut foarte multe municipalități care fac aceste dezbateri în situația în care doresc să gândească, să reamenajeze anumite zone din oraș. Ca să înțelegeți cum de unde e vorba, de blocul ăla vis-a-vis de benzinerea din centrul de Petrom, blocul cu 7 etaje, vin niște parcele de teren, ca să vă imaginați, blocul ăla cu 7 etaje este oarecum în zonă curbată, practic parcela vine astfel încât până lângă bloc, doar ca pieton și oarecum în lateral, dacă nu ești prea gras, poți să încapă teritoriul sau pe terenul public. Pe terenul privat acoperă tot. Toată zona respectivă arată dezastru, cum arată, cu gropi, cu noroi, cu ce ori. SPG Urbana, ascultați-mă, fosta piață de cereale, SPG Urbana nu poate interveni să asfalteze, să pună pietri, să repare, că ar însemna că face lucrări din bani publici pe teren privat. Este ca și cum era asfaltat domnului Canta sau doamnei Oros, curtea, că lucruri oarecum ilegale, nu poate interveni. Mofi, doi, la subiect, ca să înțeleagă lumea despre ce e vorba. Din domnului Bodea, doi, trebuie când mi-a terminat. Sovarășul, vă rog, avocat, că sunt de la cei patru avocat, de aici cine are lucrurile bune. La timp și... Eu știm unde există. Dacă prețul nu ne convine, putem merge pe procedură de expropriere. Și atunci, dacă raportul de valoare scrie 50, 60, 70 euro pe metru pătrat, tot ăsta e prețul real în zonă, nu 220, 280 euro fantezii și cel de euro pătrat. Între 50 și 80 euro. Ați văzut scris o să spună raportul de valoare, dar nici 280 euro. Vom merge pe procedură de expropriere și totul obținem. Haideți să facem SF-ul ăsta și să încheiem bâlciul. Dați-mi. Ca să ajungem, dar n-am fost atent la început, ca să ajungem să punem în aplicare transferul dreptului de proprietate, trebuie să avem inclusiv bani alocați pentru investiție pe ansamblu. Primul, documentație... Lucrarea cât a ieșit din SF-ul ăla. Documentație, eu am reținut. Documentație, finanțare, avize și apoi dreptul de proprietate. Exact. Adică, în momentul în care SF-ul va spune că acolo ne trebuie 3 milioane de euro să facem nu știu parcare, vom ajunge la faza în care am scutat discuții. Da. Și am lansat acuze inutile.